Începând de ieri, premierul României se află la Paris într-o vizită de lucru. Dacian Cioloș a depus la Arcul de Triumf o coroană de flori în cadrul unei ceremonii solemne dedicată memoriei soldaților francezi care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă. Dépôt de gerbe par monsieur le secrétaire d'État. Ceremonialul reaprinderii flăcării are o istorie de 93 de ani. Din 11 noiembrie 1923, în fiecare seară, începând de la ora 18:30, flacăra de sub Arcul de Triumf este aprinsă de reprezentanții asociațiilor foștilor combatanți sau ai asociațiilor civice importante din Franța. Ceremonialul nu a fost întrerupt nici pe perioada ocupației germane între anii 1940-1941. Premierul României a fost prezent și la o recepție organizată la Ambasada României în Franța și a purtat tricoul galben al Naționalei în timpul discursului rostit pe tema Euro 2016. Dacian Cioloș îi va urmări din tribune pe tricolori în meciul inaugural contra Franței, fiind cel mai înalt demnitar român prezent pe Stade de France.